municipiului Moinești, numărul 1415-2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 23.11.2016, ora 12, cu următoarea ordine de zi. O să-i dau câte ordine de zi, cu excepție. O să retrag punctul 10 de pe ordinea de zi. E modificarea unei norme, da? O să mai fie discuții pe marginea lui și dacă o să revenim, o ședință următoare. După alege. Cine este, nu, cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2016. Aici doamna directoare are două amendamente. Au apărut după ce am înaintat notificarea către dumneavoastră. Da, față de materialul publicat, în bugetul activităților autofinanțate a intervenit o modificare la Colegiul Tehnic Covălcescu. Diminuează cheltuielile cu bunurile și serviciile, respectiv obiectul de inventar, cu suma de 52,2 mii lei și suplimentează cheltuielile de capital cu aceeași sumă pentru achiziționarea 9 bucăți în masă laborator cu consolă electrică. Deci inițial au fost bugetate pe obiecte de inventar, după care la estimare văzând că valoarea bugetului în acest sens și în bugetul instituțiilor autofinanțate, Spitalul Municipal de Urgență Moinești a primit finanțare de la, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru aparatură medicală în urgență, suma de 44.000 lei, pentru achiziționarea unui pat urgențe și a unui electrocardiograf portabil. Pentru această achiziție ar fi necesară o sumă de 5.800 cu o finanțare din partea municipiului Moinești. Astea ar fi cele două modificări față de materialul publicat. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, Comisia Economică. Pun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei director economic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Comisia juridică. Discuție. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă o supunem la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul cu cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? S-a votat cu 4 voturi. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești de Sulbacău. Dacă aveți întrebări. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Întrebări? Discuție? În marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma inițială, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm. 4 voturi. Proiect de vot. Comisia de urbanism. Dacă aveți discuții pe tema proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat cu 7 voturi. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești de Sulbacău. Întrebări Comisiei Economice, vă rog. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, votat cu 4 voturi. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține, s-a votat cu 7 voturi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 79/1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 347/2001. Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică, întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc, votat. Comisia de urbanism. Discuții pe baza proiectului.
Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-au votat cu 7 voturi. Proiect de hotărâre privind darea preadministrării și exploatare SECE Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. bunurilor rezultate în urma implementării proiectului numărul... E vorba de strada General Șova, Primăverii, Parcul Municipal și strada Nicuienea, cel care mai înainte l-a trecut în domeniul public. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, votat cu 4 voturi. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține, s-a votat cu 7 voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații pentru executarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi în municipiul Măinești. Dacă aveți întrebări. La ora actuală câte sunt emise? 57. Parcă era ultima dată. Se aprobă 4 autorizații la 1000 de locuitori. Conform, da, conform adresei de la Direcția de Statistică, ăsta e numărul rezultat, 90 de autorizații. Poftiți? Dacă cineva vrea să autorizeze între timp ceva, ce nu mai poate de primat? Dacă depășești numărul maxim, nu poate. În timp de solicitări, sunt doar 50 acum, avem... Da, anul trecut cât au fost, mă scuzați pe unul. Toate sunt 58. Da, sunt plus minus 2-3 de la LAN, dar este obligatoriu să stabilim prin hotărâre din Consiliul Local numărul maxim. Numărul maxim, deci noi... E că marjul destul de mare, așa. Dacă mai aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supune la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, votat, 4. Comisia de urbanism. Discuții pe plaga proiectului. Cine este pentru? Împotrivă, se abține, s-a votat pe 7 voturi. Proiect de punctul 10 l-am retras de pe ordine de zi. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului subvenției și a tipurilor de servicii sociale în vederea acordării din bugetul local în baza legii numărul 34. Pe 1998, pentru anul 2017. Dacă aveți întrebări, doamna secretară, vă poate da detalii. Este o modificare legislativă apărută pentru legea 34 pe 1998. Până acum exista o solicitare de subvenție într-un anumit formular tip anexă la lege. Și știți și dumneavoastră, am acordat această subvenție unei singure societăți, Societatea Națională de Cruce Roșie, și anul trecut și acum 2 ani din bugetul local, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu. Acum, modificarea legislativă este intervenită, este de a aproba întâi Consiliul Local domeniile prioritare pentru care se acordă această subvenție pentru anul 2017, de a se constitui o comisie și care va analiza aceste solicitări din partea asociațiilor și fundațiilor care vor fi depuse pentru subvenție la Consiliul Local pentru acordare din bugetul local, după care vom veni din nou în Consiliul Local cu aprobarea acelei convenții și aprobarea subvenției într-o sumă fixă pe care o vom prevedea în bugetul pentru anul 2017. O modificare de procedură. La acest proiect de hotărâre, pentru completarea comisiei, avem nevoie și de 3 consilieri locali. De aceea propun că pe un membru din fiecare comisie, da? De la Comisia Economică, dacă este o autopropunere. Nimeni? Doamna. Da? Doamna Ghețu. Păi dacă e vorba de soluție. Da. De la Comisia Juridică. Domnul profesor. Domnul profesor. Și de la Comisia de Urbanism. Vedeți, domnul Curcan. Mai sunt alte propuneri? Alte întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică. Întrebări, discuții, imaginea proiectului. Dacă nu supunem la vot cu
și cu propunerile pentru comisie. Cine este pentru? Se abține cineva? Votat. Comisia de urbanism. Discuție pe baza proiectului de hotărâre. Supunem la vot cu propunerile de comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? S-a votat cu 7 voturi. Mulțumesc. Acestea au fost proiectele de hotărâre care au trebuit avizate. Putem trece la ședința în plen? Da. Doamnelor și domnilor consilieri, în continuare a ședințelor de Comisia de Specialitate, se desfășoară ședința de plen a Consiliului Local, așa cum ați fost informați de domnul primar, convocarea în ședință ordinară pentru data de 23 noiembrie a avut loc prin depoziția primarului municipiului 1415/2016, cu respectarea prevederilor articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale. Conform convocatorului și a listei de prezență, vă informez că ședința este pedal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. În conformitate cu prevederile legii 215 și a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, la începutul acestei ședințe de plen, trebuie să aprobăm conținutul proceselor verbale pentru ședințele din data de 26-a, 4-a, 11-a și 10-a, 11-a. Având în vedere conținutul acestora care a fost publicat pe site, vă consult dacă aveți propuneri de modificare și completare a acestor documente. Nefiind obiecțiuni la conținutul proceselor verbale, supun la vot procesul verbal al ședinței din 26 octombrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Supun la vot procesul verbal al ședinței din 4 noiembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi a fost aprobat și acest proces verbal. Și supun la vot procesul verbal al ședinței din 10 noiembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, nu sunt. Abțineri, nu sunt. Domnul președinte, vă dau cuvântul pentru a supune la vot proiectul verbal. Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de azi, mai puțin punctul 10 care a fost în casă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mânănești pe anul 2016. Vă rog raport Comisia Juridică. Comisia avizează favorabil cu 4 voturi pentru, cu cele două amendamente propuse de doamne. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cu același amendament. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendamentele propuse de doamne. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererii de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închiriere aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 79/1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347/2001.
Loc la pot comisia juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport comisia economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului SMIS CSNR numărul 59.895. Raport Comisia Juridică. Desfavorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații pentru executarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi în municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Punctul numărul 10 a fost retras. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului subvenției și a tipurilor de servicii sociale în vederea acordării din bugetul local, în baza legii numărul 34/1998 pentru anul 2017. Raport Comisia Economică. Comisia favorabil cu 7 voturi pentru. Da. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Punctul numărul 12, diverse. Aș vrea să fac un anunț pentru perioada ce urmează la Clubul Lira, la Centrul Cultural. Pe data de 1 va avea loc un spectacol la ora 19, mă trebuie să vorbim peste aici. Un spectacol cu actrița Anca Sigartău și invitații ei. Biletul costă 35 de lei. S-au pus în vânzare la casa de bilete a Centrului Cultural. Pe data de 5 decembrie, seara la ora 19, are loc concertul de Crăciun, e a 6-a ediție, unde este invitat Corul Madrigal. Biletul costă 100 de lei, tot la casa de bilete. Deja am fost informat dimineață că peste jumătate au fost vândute. Din acești bani vor fi achitate, vor fi achitat contravaloarea serviciilor prestate de Corul Madrigal și vor fi două premii, unul de excelență și unul pentru un caz social. Dacă doriți, puteți să luați bilete din timp, pentru că sigur se vor termina săptămâna asta. De asemenea, evenimentul de 1 decembrie va fi punctat începând cu ora 10 prezența la primărie, la 10.30 prezența la monument. Depuneri de coroane, lor de cuvânt. Da, atât. Dacă dumneavoastră. Nu e o problemă. Pe strada Martir Vulea, pe parcul de Văsiești, un cămin din ăsta de la analizare, cred că e defect, e sărit. Domnul Octavian, dacă acum am notat, da? Ai chiar centru străzășire. Da, acum o să meargă după zi, să vadă ce-i pe el. Și dacă se poate, mai verificați un pic iubinatul public. Becurile sunt cam la ori de funcționare care trebuie și la prea mare. Mulțumesc. Tot picurile, corea. Și corea, slujile de șam peste tot. Pe mangane. Da, la mangane. Dar sunt pe mangane, am trecut de data de 5 decembrie se impune convocarea unei ședințe extraordinare și aș dori să vă consult în legătură cu o oră la care aveți posibilitatea să participați. Este într-o lună. Ședința este necesară ca urmare a faptului că toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Moinești nu au asigurat finanțarea pentru cheltuieli de personal aferente lunii noiembrie, ce se plătesc pe 10 decembrie, 6-7 exact ce zi de salarii au toate. O să fie o rectificare de buget de stat din câte am văzut pe site-ul Ministerului Finanțelor. Cred că astăzi va fi aprobat, cred,
Asta înseamnă că undeva în zilele următoare noi vom primi adresa de repartizare până facem și noi prelucrările necesare. Cred că undeva pe 5. Mare, am zis așa. Luni pe 5, bă. Vin și zilele libere. Din 12? Nu e mai târziu, nu se poate. Ora 12, au zis, cea mai destună că poate participa pe urmă. Da, poate să nu știu. Da, vă rog. Pe strada Ion Bonfinge, unde locuiește la numărul 1, nu sunt probleme la mine. Până în capăt la scări, nu se poate ajunge. Două autoturism nu fac unul pe lângă altul. Dacă vii cu o mașină cu gardă joasă, deja nu poți să treci pentru că arată foarte prins de nivelurile. Va ruga și strada trecută, acum vreau să se poseneze în procesul verbal. Un buto pentru o nivelare pur și simplu până la implementarea unui proiect serios. Că chiar e musea și oamenii ăștia plătesc taxe și impozite. Eu mi-am făcut singur în ceea ce vreau problema mea, dar trebuie și ceilalți să... Vă rog, Comisia de Urbanism sau cineva de la urbanism... Cineva cerea și urbanul ăsta e. Dom'le, știți bine la ce mă refer și chiar este imperios necesar intervenția măcar a unui buto de îndreptat. Dâmpul să se ducă în grup și până la primăvară, până când se sperează de multe canalizare. Am cu două săptămâni sau cât este, dar dacă ați văzut, toate utilajele primăriei lucrează la demolarea acelei clădiri de lângă spital. Nu puteam să rup utilajele de acolo până nu definitivăm lucrarea aia, în stradă și trebuie amenajată parcarea acolo. E perfect, da. După ce terminăm acolo, ne-am notat. Dacă nu... De la alerge drumul, nu e o problemă de... Nu, dar măcar nivelat. Măcar nivelat acum și sigur trebuie canalizare făcută, pentru că suntem în centru. Canalizarea este la nivel de proiectare. Aia ne ducem de proiect, dar acum dar nu. Eu voiam să mă ocup singur de treaba asta, dar după aia spune cineva, băi, ce de... Și posibilități, poate după campanie. Nu, eu mă rog de domnul Cezar, nu-i tu, bă, că știu de vorbim, dar parcă vrem totul și mai bine. Bine acum, mai bine așa, mai bine. Nu mai spuneți treaba asta. Dar din bani proprii, cu bani proprii se poate. Nu mai spuneți domnul Cezar, dați-i pace. Din bani proprii, nu de la serviciu. Eu n-am auzit. Aud alții, nu-i vorba de mine. Da, mai sunt alte discuții? Poate stabilim ședința pentru până pe 19 mai tăcăm unii. Va fi înainte de... Da. Înainte. Depinde tot așa de rectificare de buget. Dacă nu apare pe sfârșit de an, rectificare de buget de la... Da. Acum este rectificare de buget. Astăzi, cred că chiar, la guvern și urmează. Da. Mulțumim.